Un nou scandal la primăria din localitatea Strehaia. Camerele de luat vederi din primărie merg doar când vor și pentru cine vor. În urmă cu câteva zile se pare că viceprimarul localității Strehaia, împreună cu șeful poliției locale, ar fi intrat în caseria din primărie cu scopuri proprii. Aceștia au luat memoria existentă în sistemul de supraveghere și au înlocuit memoria cu alta nouă. Noi acuzații sunt aduse de către angajații din primărie edilului Ioan Giura din localitatea Strehaia. Mai exact, în data de 5 august, viceprimarul localității Strehaia, împreună cu șeful de post al poliției locale, se pare că au intrat în caseria din cadrul primăriei. Cei doi sunt acuzați că ar fi schimbat memoria camerelor de supraveghere cu una nouă. Angajații din cadrul caseriei, speriați, au sunat la poliție și au depus inclusiv o plângere în acest sens pentru intrare prin infracție. Mai mult decât atât, într-o solicitare trimisă directorului economic al unității administrativ-teritoriale, se cere de urgență restricționarea accesului viceprimarului localității la informații fiscale. Din adresă reiese faptul că există suspiciuni că accesarea bazei de date se făcea cu ajutorul altei persoane neautorizate, persoană cu atribuții de control intern, încălcând deontologia profesională, precum și a secretului fiscal, se arată în acea adresă internă. Săptămâna trecută, în cursul zilei de joi, 5 iulie, am fost sunat de mai mulți angajați din interiorul primăriei, de la serviciul fiscal, că au avut loc anumite intervenții asupra sistemului de supraveghere din caserie, intervenții care au constat în schimbarea DVR-ului funcțional și pe care era o memorie înregistrată de persoane neautorizate. Viceprimarul și cu șeful poliției locale au intrat în caserie, au luat DVR-ul, echipamentul vechi, cu tot cu har, și au adus în schimb un alt DVR-ul și l-au montat. Au făcut un referat către directorul economic pentru a li se aproba achiziția. Aceasta a fost refuzată pe motiv că sistemul este funcțional, dar ei nu au ținut cont de răspunsul directorului economic și au procedat la schimbarea DVR-ului. Consilierii locali mai spun că miza pentru distrugerea dovezilor stocate pe camerele de supraveghere ar reprezenta o anumită dovezi care l-ar incrimina pe primarul Ioan Giura. Ar fi în fapt vorba despre prescrierea unor amenzi, iar pe acea memorie se aflau posibile intrări în caserie. Sunt mai multe amenzi prescrise de-a lungul timpului, amenzi care i s-ar imputa primarului direct, iar acesta acum vrea să facă prin anumite artificii cunoscute doar de el să fie imputate inspectorilor fiscali. De asta angajații bănuiesc și bănuim deocamdată că pentru asta s-a luat acel DVR-ul din caserie, pentru a ascunde anumite intrări în caserie fără drept pentru a sustrage documente. Reporterii RTS au încercat în mod repetat să ia legătura cu primarul orașului Strehaia, dar acesta a fost de negăsit. Ai accesat mesageria vocală? În acest moment, o anchetă este în curs.